Sâmbătă s-a jucat o nouă piesă de teatru cu casa închisă la Casa Municipală de Cultură din Făgăraș. Pentru a treia oară în ultima perioadă, făgărășenii s-au grăbit să achiziționeze bilete pentru a se relaxa și distra la o seară plină de cultură. Piesa Atrași la Xerox, care a stârnit ropote de aplauze, este o adaptare comică după Vasili Suschin. Cel care a semnat regia acestui spectacol este Dan Tudor, care în urmă cu două săptămâni a adus în municipiu piesa de teatru Amor în farmacie. De această dată, regizorul i-a adus pe scenă Casei de Cultură pe îndrăgitul actor făgărășan Ovidiu Cuncea și pe talentata actriță Afrodita Androne. Ilustrația muzicală a operei de teatru a fost semnată de Vlad Crețu. Șocant de comic, spectacolul a prezentat modul disperat în care un regizor de film împreună cu secretara lui încearcă să transforme un om simplu într-un actor profesionist. Lucrurile scapă de sub control când simplul băiat de la țară ales pentru a interpreta rolul principal în film are păreri juste despre logica scenariului. Scenariul bine definit și talentul nemărginit al celor trei actori au făcut publicul făgărășan să râdă în continuu și să uită timp de o oră de grijile de zi cu zi. De asemenea, Ovidiu Cuncea le-a mulțumit oamenilor în mod special pentru participare și le-a împărtășit din amintirile pe care le are din Făgăraș. Acum când vii, descoperi orașul cu alți ochi, dar oamenii sunt atât de frumoși, credeți-mă, și sper să rămâneți la fel. Și sper să, că tot a fost vorba de alegeri, sper de acum încolo ca verișorii mei să nu mai plece în străinătate, ca România să intre pe un Făgăraș. Am mai sperat odată, acum când a câștigat domnul Constantinescu, să sperăm că de data aceasta verișurii mei vor vrea să se întoarcă în Făgăraș. Așadar, la Casa de Cultură s-a desfășurat încă o piesă de teatru de succes. Amintind că sâmbătă 29 noiembrie, începând cu ora 12, pe aceeași scenă se va juca o piesă mult așteptată, dedicată copiilor, părinților și bunicilor. Este vorba despre Prâzlea cel Voinic și Merele de Aur, care o să amuze și o să fie pe placul micuților făgărășeni, iar biletul de intrare costă 8 lei, atât pentru micuți, cât și pentru adulți.